Și tot atunci am vorbit despre această terapie la care ai apelat tu, terapia prin vise. N-am avut timp atunci să dezvoltăm subiectul, dar tu îmi spui că te-a ajutat foarte mult. Da, m-a ajutat foarte mult. La un moment al vieții mele am simțit nevoia să mă duc să fac o terapie, pentru că nu mă simțeam bine în pielea mea și mi-am dat seama că sunt foarte multe lucruri care nu merg și că acest lucru nu se poate îndrepta decât făcând o introspecție. Uh-huh. Pentru că, în general, și această terapie mea, să zic așa, mi-a întărit convingerea că toate lucrurile pornesc de la noi, și cele bune și cele rele, și ține foarte, foarte mult de noi să le îndreptăm. Pentru că știi cum e, și eu am trecut prin asta, omul are tendința să dea vina pe X, Y, pe viață, pe politică, pe situație. Și uite, dar cred că stă în firea noastră a tuturor, de fiecare dată când ai o problemă, s-a pus pe cel de lângă tine. Apropo de invitatul tău dinainte, de care Andrei spunea că călătoria în Asia a schimbat percepția un pic despre anumite lucruri, cred că așa mi s-a întâmplat și mie datorită acestei terapii. Eu nu zic că e cea mai bună pentru toată lumea, pentru că sunt foarte multe lucruri care intră în context. În primul rând, e foarte importantă chimia pe care o ai cu terapeutul. După aceea, în funcție de temperamentul pe care îl ai, de nevoile pe care le ai, îți alegi un anumit fel de terapie. Mie aceasta mi s-a potrivit extraordinar de bine, eu fiind de formație artistică și mai cu capul în nori, așa, s-a nimerit la fix. Deci plecăm în discuția asta de la adevărul că visele spun foarte multe despre noi și că visele, de fapt, sunt un produs al subconștientului nostru. Subconștientului, da. Dar nu este nimic... Nu este vorba de neetic să lucrezi cu visele omului, nu? Nu, absolut deloc. Nu e magie, nu e hipnoză. Nu e hipnoză. Nu e hipnoză, iar hipnoza e un lucru foarte bun și legal. N-am zis asta, dar depinde, nu știam cum se practică. Depinde acum de cine o face, știi? Uh-huh. Și în niciun caz, nici hipnoza, nici alte tehnici nu sunt ceea ce vedem noi la televizor prin filme cu a dormi, s-a trezit și așa mai departe. Lucrurile sunt puțin mai complexe. În terapia cu vise se întâmplă așa, toată lumea visează și de obicei visele sunt o reflecție a subconștientului, da? A gândurilor noastre ascunse, care știi bine că de multe ori nu ni le mărturisim nici nouă, da? Mai ales când vine vorba de probleme, da? Uh-huh. În general avem tendința să le ascundem supreș și ele izbucnesc mai târziu cu mai multă putere și de multe ori suferim, adică lucrurile pot merge atât de departe încât să ai simptome fizice și tu nu știi ce se întâmplă cu tine. Adică? Adică dureri de cap, stare de oboseală, oboseală cronică, dureri de stomac, asta vin în foarte mare parte din cauza acestui lucru. Din cauza faptului că e o nemulțumire interioară. Eu nu zic, și eu, ca toată lumea, de la anumită vârstă, mă duc și îmi fac analizele o dată pe an, deci e foarte important să ai grijă și de sănătatea ta fizică. Însă foarte mult disconfort de genul, stres, insomnii, e boala secolului, vin de la probleme care te macină. Bun, dar ajungi în cabinetul terapeutului și el te pune să îi povestești visele, nu? Da. Se mai întâmplă un lucru. Chestia cu visat, toată lumea visează, însă foarte puțini își aduc aminte. Da, își aduc aminte. S-a ajuns să visezi și să ții minte și să poți să povestești, e și o chestie de exercițiu. Deci nu vine dintr-o dată, nu e la comandă, te poți duce la terapeut, să zic, 3 săptămâni la rând și să nu îți aduci aminte visul sau visele pe care le ai și tu și după aceea să visezi. Și e ca un fel de domino, momentul în care, de fapt, visele sunt niște simboluri care reprezintă anumite gânduri ale subconștientului nostru, pe care terapeutul te ajută să le identifici. Uh-huh. Și în momentul în care
îți ambare un simbol de genul, îl discuți, de cele mai multe ori se întâmplă și a doua oară. E ca așa, se deschide câte o ușiță în labirint. Dar are vreo legătură asta cu ceea ce de obicei mulți visează și intră pe Google dimineața și zic că am visat gâște pe malul unui lac albastru. Ce înseamnă asta? Nu, n-are nicio legătură. Nu, n-are nicio legătură cu ghicitul în cărți sau cu lucruri de genul. Păi nu, că sunt o grămadă de site-uri de interpretare a viselor, viselor, cărți. Da. Nu, n-are nicio legătură. Deci se vorbim despre o terapie. Despre o terapie care implică o persoană specializată, cu multe, multe studii în spate, cineva care are talent înspre direcția asta, pentru că în psihanaliză, în general, oamenii se specializează în anumite direcții. Și, nu în ultimul rând, cum am mai spus, de chimia pe care tu o ai cu psihanalistul. Există tot felul de terapii, nu zic asta, asta mi s-a potrivit mie. Dar pentru după că, cât timp ai observat-o? Fiind artistă, am și desenat. M-a pus să desenez anumite vise, anumite gânduri care îmi treceau, adică lucrurile sunt mai complexe. Plus că, în afară de asta, se aplică și tehnici de psihanalizare, care sunt clasice, adică nu sunt numai visele. Ideea este că Jung, părintele psihanalizei analitice, a introdus această dimensiune culturală și spirituală în terapie. Cam prin asta se deosebește de alte feluri de psihanaliză. Și tu după cât timp ai observat o schimbare în bine la tine? După un an. Un an de zile? Da, un an de zile. În care ai învățat mai multe despre tine, ai devenit mai liniștită? Da, am învățat... Cum se întâmplă? Nu știu, e un mecanism care funcționează. Sunt tehnici pe care le aplică psihanalistul și care te fac să te deschizi spre tine, în primul rând, pentru că ăsta e lucrul cel mai important, știi? E o vorbă foarte veche, dar care cred că e foarte reală. Iubește-te pe tine însuți ca să poți să iubești pe ceilalți. Da, deci s-au schimbat și visele în anul ăsta? Ai început să visezi altceva? Nu, am început să-mi aduc aminte mai mult. Din vise. Că de obicei noi ne aducem aminte ori visele alea în care ne trezim coșmarurile transpirați, ori ale erotice, ori... De exemplu, după o anumită vreme, mi-am adus aminte un vis pe care l-am avut în copilărie. Pe cred bune? Cred că aveam 4 ani, maxim, pentru că mi-aduc aminte că l-am visat când eram în Elveția, la bunicii mei. Yeah.